Premierul Ludovic Orban nu a venit cu nicio măsură în acest sens și avertiza și președintele Autorității Electorale Permanente că deja intrăm într-o criză de timp. Stăm acum de vorbă prin telefon cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE. Bună ziua, domnule Tăriceanu, mulțumesc pentru prezență. Este clar că prioritar acum pentru guvern este rezolvarea crizei în care ne aflăm. Însă vedem că acest lucru nu este reglementat. Ce ați făcut dumneavoastră? Stați puțin, până să discutăm ce am făcut noi și vă explic imediat, haideți să vedem ce făcea domnul Orban. Acum o lună și ceva, când am spus prima dată, pentru că dacă vrei să arăți că ai capacitatea de a conduce, trebuie să fii capabil să anticipezi. Acum o lună și ceva am spus că probabil alegerile locale vor trebui amânate și dânsul a răspuns în stilul caracteristic la bășcălie. Acum s-a trezit, dar este evident pentru toată lumea și s-a trezit de ce? Pentru că ieri la Parlament, împreună cu președintele PSD Marcel Ciolacu, cu președintele Pro-România Victor Ponta și cu președintele UDMR Kelemen Hunor, am depus o inițiativă legislativă pentru amânarea cu cel puțin 6 luni a alegerilor locale. Pentru că este evident pentru toată lumea că nu se pot organiza alegeri locale și că guvernul trebuie să se concentreze în altă direcție. Mai mult de atât, domnul Orban nici nu știe că nu poate el să dea ordonanță de urgență pe acest domeniu, pentru că în domeniul alegerilor se poate legifera numai prin lege organică dezbătută și adoptată în Parlament. Deci domnul Orban a mai încercat odată, când, bineînțeles, nu i-ar dea decât de alegeri anticipate, să dea o ordonanță de urgență care a fost respinsă la Curtea Constituțională. Readuc aminte. Am înțeles. Deci dumneavoastră ați făcut ceea ce trebuia făcut. Ați avut vreo discuție cu premierul Orban pentru că spunea că vrea să cheme partidele la consultări? Deci nu a făcut niciun fel de invitație. Domnul Orban are altă agendă. El se duce la Cotroceni, stau și fac conferințe, ies după aceea și ne comunică că a făcut o mărcică. Nu vedeți că în fiecare zi ies și comentează mai mult decât iau decizii și ne spun săptămâna viitoare vom lua o decizie, săptămâna viitoare vom lua o decizie și săptămâna viitoare trece și nu se întâmplă nimica. Ei sunt complet, complet defazați și în planul măsurilor de protecție a sănătății oamenilor, de prevenire a răspândirii epidemiei de coronavirus și în plan economic. Și acesta este motivul pentru care Parlamentul, cu toate că este o instituție care funcționează mai greu, așa cum ați arătat și înainte. Sigur, votul o să dureze mai mult, dar se poate. Se demonstrează că se poate, dacă se dorește. Și noi la Senat am stat aproape o zi întreagă pe laptop și pe telefon și am reușit să votăm. Deci va putea... Și va reuși și Camera Deputaților. Deci reacționăm noi, pentru că guvernul se dovedește că este impotent. Și veți reuși și cu această lege pe care ați depus-o să intre într-o procedură de urgență, așa încât să nu ieșim dintr-un termen rezonabil. Da, exact. Este depusă în procedură de urgență și o vom adopta foarte rapid, pentru că eu cred că nimănui sănătos la cap în țara asta nu i-ar de acum de alegeri. Da. Mulțumesc mult, domnule Tăriceanu. Da.